Jack. Bună seara, bună seara. Bună seara și bine v-am regăsit la ediția 134, lumea SEO-PPC, o ediție dedicată soluției Google Analytics. Numele meu este Ionuț Munteanu și voi fi gazda voastră în această seară, spunem așa, pompos gazdă. Lumea SEO-PPC, pentru cei care nu știu, câți dintre voi ați venit pentru prima oară la lumea SEO-PPC? Ok, legi. Bine ați venit. Lumea SEO-PPC a început câțiva ani. Pe lumea SEO-PPC.ro există aproape toate înregistrările, de la toate edițiile care au fost, care s-au desfășurat în ultimii ani. A început ca un loc în care să ne întâlnim după birou, după ce stăteam în campanii, în keywords, în lead building, în content creation, în article spinning și altele. Article spinning mai puțin, că nu, nimeni de la lumea SEO-PPC la momentul respectiv nu făcea blackhead SEO. Ironic, evident că făceam extrem de mult blackhead SEO la momentul respectiv. Și ne întâlneam pentru că nimeni nu știa ce vorbim noi. Și trebuia să plângem și noi, că a crescut bid-ul, că nu merge site-ul ăla, că page rank-ul nu știu care, că ce se întâmplă. Și așa a apărut acest eveniment. Și l-am gândit inițial în două ediții lunare. După care ne-am dat seama că e un pic cam greu de susținut în două ediții lunare și l-am făcut câte o dată pe lună. Însă, cea de-a doua ediție am transformat-o într-o ieșire la bere. Și ne întâlneam și continuam, practic, partea de prezentări sau discuțiile care erau ceva mai formale în lumea SEO-PPC de zi, cu discuții informale la bere. Acest lucru s-a menținut și acum, deci vă invit și la bere la lumea SEO-PPC. Nu doar bine, noi spunem bere, acum puteți să nu consumați la băuturi acolo, ce nu noi suntem pro-activități de-astea de consum de alcool în baruri și cluburi și nu în sensul ăsta, ci puteți să mergeți și la o cafea. Mulțumim în primul rând vouă pentru că ați venit și de asemenea vă invit pe grupul comunității lumea SEO-PPC pe Facebook, unde e extrem de multe informații și unde se pun și se răspund la întrebări, specialiști răspund la întrebări. Mulțumim sponsorilor, Conversion, Emredi, Binescu, Web Digital, Două Parale, Retargeting, Digital Workforce. Și în această seară vom avea lângă noi pe Adelina Oprea, Marketing Manager la Fashion Up, care să ne povestească din perspectiva de client sau de utilizator final al soluției Google Analytics. Pe Dragoș Speu, Performance Manager la Cubis Interactive, care să ne povestească din perspectiva specialistului care folosește această platformă. Și Mihai Apentis, CEO la Vertify, care o să te povestească și el în aceeași perspectivă a specialistului, mai mult focus pe partea de SEO. Înainte de a începe, câteva vești. Cei mai implicați trei participanți vor primi la sfârșitul serii o sticlă de vin din partea prietenilor noștri de la Vinescu.ro. Deci, fie cine pune prima întrebare sau primele întrebări, fie cele mai bune întrebări, o să primească o sticlă de vin. Dacă folosiți hashtag-ul LSP134 pe Facebook și dați un status, două dintre acele postări vor primi câte o invitație gratuită la ediția din ianuarie. Evident, dacă nu beneficiați deja de invitație gratuită. Și dacă vă place acest eveniment sau dacă vi se pare interesante prezentările, nu ratați următoarele noastre promoții gratuite pe care le găsiți. Promoții și gratuități. În fine, în cazul în care sunteți studenți, am terminat studenți la master, beneficiați gratuit de intrare la eveniment. Și dacă și promoțiile sunt în flyer-urile pe care le-am prezentat, puteți să le luați cu voi sau să le completați. Și este un desfășurător destul de lung. Mă așteptam să fie mai scurt, dar a ieșit așa. Primul speaker în această seară, Adelina Oprea. Câteva cuvinte despre ea. Marketing online de 5 ani, este dependent de online și digital marketing. Zona de fashion, una din preferatele ei, noi recunoaștem de o grămadă de timp. Am lucrat cu cel puțin un client împreună. De 6 luni este marketing manager la Fashion Up și cel mai mult îi place să creeze campanii ce fac, ce stârnesc gust și interes.
Nu știu dacă funcționează de un de microfon, dacă nu... 20. Oricum, dacă vorbești suficient de tare, s-ar putea să te auzi. Ok, mulțumesc, mă. Eu o să vă vorbesc despre analitics. O să trec doar cam ce fac eu, ritualul meu în zilnic. De fapt, nu e chiar ritual zilnic, este un ritual pe care fac cam toată ziua. Dacă nu sunt la laptop pe telefon, gândesc non-stop ce se întâmplă. În primul rând mă uit în zona de real-time. Nu știu, voi folosiți analytics? Da. Real-time este zona mea preferată, aici e prima zonă în care mă uit. În primul rând să văd ce se întâmplă pe site în momentul respectiv, să văd câți useri și cam pe ce pagini, de ce sunt ei interesați. Aici cam așa arată numărul. De fapt aici nu sunt chiar câți useri sunt, ci mai mult câte interogări fac ei. După, tot aici pot să găsesc și pe ce cuvinte cheie te-au căutat ei sau de pe ce surse au venit. Hai să-mi dau o captură din Fashion Up în campania de Black Friday. După cum vedeți, nu prea erau Black Friday din Fashion Up. Din când în când mai găsesc și căutări de genul ăsta sau alte chestii haioase. Tot aici sunt pe surse, puteți să vedeți și în real-time. Merge microfon. În zona de real-time puteți să vedeți dispozitivul, sursa, paginile pe care stau ei și chiar câți sunt pe coșul de cumpărături. În zona de audiențe puteți afla cam totul despre oamenii care sunt, care au fost pe site-ul vostru, selectați perioada și acolo aflați tot felul de informații despre ei. În afară de demografice, o zonă foarte importantă acum este zona de mobile și zona de dispozitiv, unde puteți să vedeți de pe ce dispozitive intră ei cel mai mult. Aici puteți să vedeți, este selectat și butonul de comerț electronic și puteți să vedeți câte tranzacții, zona de tranzacții au venit de pe fiecare dispozitiv. Ce vreau să menționez aici este faptul că dacă unul dintre canale este ok sau nu, trebuie să vă uitați mai atent la acele procente pe care eu le-am lăsat și care ele ar trebui să fie cumva egale. Adică dacă la sesiune aveți 45 zone de tranzacție, ar trebui să fie cam același procent. Dacă vă uitați pe total și nu țineți cont de aceste procente, s-ar putea să fiți puțin duși în eroare în ideea în care el calculează per total și cumva pe mobile e posibil să fie întotdeauna mai puține. Înțelegeți ideea, nu? Adică să vă uitați și cât trafic a intrat și a tranzacționat. Aici, în situația de față, este puțin fericită, adică nu neapărat foarte, ci cât de cât ok, în zona de mobile. Repet, procentele ar trebui să fie egale ca să fie cât de cât. Nu pot să văd. Mă refer aici. Aici ar trebui să fie cumva egal. Vreau să vreau să fie și procentele un pic, că am impresia că nu se vede foarte, foarte bine și cred că ar trebui să nuanțăm un pic procentele. Da, de exemplu, pe mobile sunt 34,89% de tranzacții. Dar, atenție, acolo este procentul din totalul de trafic de sesiuni care s-au făcut din intrările de mobile, nu din total.
Așa, dacă lăsam cifrele acolo la tranzacții, cu siguranță la mobile erau mai puține, dar nu este atât de relevant numărul ăla cât procentul. Asta vreau să subliniez. Adică să vă uitați la procent. Bun. Și în cazul în care, logic, procentul de la tranzacție este mult mai mic, înseamnă că trebuie să lucrați la zona de responsiv. În zona asta, cred că unul dintre cei mai importanți ar fi bounce rate-ul. Aici bănuiesc că știți, trebuie să fie cât mai mic. Cu cât este mai mic, cu atât înseamnă că pagina este pe placul userilor. Cu cât este mai mare, înseamnă că ceva nu este în regulă acolo și trebuie să modificați. Rata de conversie pe care trebuie să o urmăriți, eu urmăresc non-stop, și tranzacțiile, valoarea revenue, valoarea totală a tranzacțiilor. O întrebare? Putem să punem întrebări acum sau vreți să punem întrebări pe final? Nu, e ok acum. Excelent. Vă rog să repeți întrebările în caz că microfonul acesta nu funcționează. Nici eu. Da, adică, nu știu dacă se aude ceva. Nu se aude, zi mai tare. E ok. Se aude, bănuiesc, dacă zic așa. Eram curios la bounce rate, de exemplu, care-i bounce rate-ul optim, de exemplu, când trebuie să fie un trigger că, băi, domne, acolo trebuie să schimbă ceva pe landing page sau ceva, la ce cifră, ce... Întrebarea vizează strict industria de fashion sau în general? În general, sau poți să-mi dai și pe ce exemple știi tu și... Da, bine, cred că întrebarea lui Ionuț a fost bună. Eu mai mult aș preciza, depinde foarte mult și de ce pagină este vorba, cât de importantă este pagina. Știi? Adică, de exemplu, dacă vorbim de un coș de cumpărături, diferă față de o pagină de contact sau nu știu. Ok. Diferă de la cât de importantă este pentru tine pagina aia. Bine, aș fi zis că ce era foarte interesant e să vedem pe fiecare. Dacă, adică aș fi fost interesant, da, pe o pagină de cumpărături, pe un landing page, pe... de curiozitate, zic și eu. Dăm voie să ajut un pic la răspunsul la această întrebare. Există benchmarking în Analytics pentru fiecare industrie, aproximativ pe fiecare industrie, pentru cei care au share-uit informații legate de bounce rate-ul site-ului, de număr de vizite, de număr sessions și toate cele. Și atunci poți compara, deci poți să ai de ceea ce ai tu, de ce ai tu nevoie în momentul ăsta sau... Nu am nevoie, nu, apel ceilalți. Sigur. Întrebarea face fel practic la benchmarking și cred că există informațiile astea în Analytics și ai putea să le iei de acolo. Altfel, ar fi o perspectivă subiectivă legată de răspunsul pe care l-ai putea primi strict de la Adelina sau de la cineva, în care e același lucru, sau răspunsul ar putea fi același pe zona de rată de conversie. Care e rata de conversie pe un site de, știi? Și atunci, na, evident că poate fi 0,75%, dar poate fi 1%, poate fi 2%, poate fi 2,5%, care e o marjă și variabila e destul de mare, știi? Adică diferența dintre da? Nu mai stau. Gata. Am încercat să stau în față. Deci, cred că benchmarking-ul din Analytics ar putea să răspundă la întrebarea asta, neapărat să-ți răspundă ție. Bine, toate astea n-am. Să-i spuneam. Sigur, te rog, dacă ai informații despre... E mai interesant, adică... Dacă e un exemplu specific. Da, nu știu, poate undeva la 60% e... Nu, cred că să ne spui un pic și raportat la pagina, la secțiunea în pagină. De exemplu, pe pagina de produs sau pe pagina de conversie finală, care ar fi bounce rate-ul, sau pe pagina de contact, poate, sau pe pagina de compara produse, sau pe categoria de compara produse. Da, nu știu, hai să punem pe pagina de produse, e posibil să fie mai tragic și nu atât de important. Poate pe pagina de coș, să zicem, că ar trebui să fie cât mai bună, cât mai bun bounce rate-ul. Mai mic de 60 în sensul ăsta, nu? Da. Adică cu cât mai mic, cu atât mai bine. Ok, este cifră, vreau așa, adică măcar o cifră. Nu știu. Dacă vrei să spun de la mine, pot să spun, nu știu, undeva la 30.
Da, cu toate astea, mai ținem cont că mai se întâmplă și, adică el este pe coș, dar după se mai întâmplă finalizare și mai se pierde puțin din poveste, din user. Ok, cam ăștia sunt indicatorii pe care îi urmăresc eu în zona asta. În zona de campanii, aici este contul de Analytics se poate lega cu contul de AdWords și cu contul de Webmaster Tools. La AdWords este foarte drăguț că intră și costurile și puteți vedea mult mai rapid decât în AdWords ce s-a întâmplat. Asta pentru că AdWords actualizează mai greu puțin informațiile. Cumva puteți vedea de aici dacă, dacă ce campanii performează, apar denumirile campaniilor, anunțurile și acum ceva timp, tot în zona asta de AdWords, la zona de keywords, era o zonă pe care astăzi nu am mai găsit-o, dar poate confirmă eu nu știu dacă mai există sau nu, sau Dragoș, în care puteai să vezi poziția cuvântului cheie și pe ce poziția a performat cel mai bine. Vedeai poziția și câte tranzacții au fost pe fiecare poziție. Încă este activă, da. Eu nu am mai găsit-o unde o găseam de obicei. Bănesc că trebuie să facem un custom report pentru chestia asta, nu? Acum? Nu? Ok. Probabil că este. Ok, bun. O altă zonă foarte importantă pe, la care mă uit mereu este Analytics in Page. Aici vedeți, puteți să vedeți cât de ok sau nu este un landing page de campanie, home sau orice altă pagină pe care vreți sau nu să faceți modificări. Și aici, la fel, puteți să verificați dacă o pagină nu are bounce rate ok, puteți să verificați aici, să vedeți exact ce se întâmplă, unde se duce, pe ce apasă click și ce este mai important. De cele mai multe ori folosesc zona asta atunci când am un landing page de campanie, pornesc campania, iar după 24 ore verific dacă este în regulă și în cazul în care văd că, nu știu, e o zonă principală, zona de sus, ceva ce nu le place, schimb automat landing-ul și de obicei, adică nu aștept să treacă campanie, știi? Asta este sfat pe care vi-l recomand și vouă. Dacă puneți o campanie și landing-ul nu performează în primele 24 ore, să schimbați, nu să vă consolați cu ideea că next time o să fie mai bine. Adică o să așteptați să treacă campanie. Bun, și acesta este celebra pâlnie pe care puneți că, nu știu, mulți o folosiți, dacă nu ar fi super. Aici puteți să vedeți câți oameni intră pe coș, adică câți oameni adaugă produse în coș și cât la sută din ei finalizează comanda. Aici, la fel, puteți să lucrați în povestea asta și să vedeți exact unde se pierd ei și cum puteți să îmbunătățiți. Bun. O altă zonă foarte importantă pentru mine și pentru cei care sunt probabil magazine online, zona de comerț electronic și modul în care performează produsele și categoriile de produse. Și aici, în principiu, verific zilnic care sunt cele mai căutate vândute produse, care sunt cele mai ok categorii. De obicei, categoriile ce țin în zona mea, se schimbă, importanța lor se schimbă de la săptămână la săptămână, în funcție de campaniile pe care le fac. În perioada asta, de exemplu, în top sunt rochile. Poate mai spune ce se pregătește și de petrecere. Și vă mulțumesc mult! Mai multe o să vezi că băiți. S-ai implicat, vreau să pun câteva întrebări, așa. Știu că de asta m-ai schimbat. Nu, că nu o să fie întrebări de-astea dure așa, da? Da, știu. Ok, ne-ai spus unde vă uitați voi, da? Ne-ai spus că tu te uiți și îți plac indicatorii de acolo. Haideți să vedem ceva, un insight bun legat de ce se întâmplă în campaniile astea, în situațiile astea punctuale, știu, campania de Black Friday, campania de Crăciun, care sunt, na, ce, unde vă uitați voi atunci? Sau cum, tot în real time?
Zic ceva despre situațiile alea. Eu știu că acolo, cel puțin la noi, momentele acelea sunt momente mai încărcate, mai, în care trebuie să fim și mai vigilenți, că lucrurile se schimbă repede, se consumă mai ales la se consumă bugetul repede, să vedem dacă e performantă campanie punctuală, atunci, în momentul respectiv, mărim bugetul, micșorăm bugetul și tot așa. Cum se întâmplă din perspectiva clientului în aceste perioade? Tocmai ați trecut de Black Friday și acum intrați în Crăciun, deci mă gândesc că... Da, avem o campanie activă de Crăciun. Deja e o campanie activă de Crăciun, excelent. Păi, în primul rând, nu mă uit neapărat, adică nu prima oară când sunt campanii active, nu mă uit prima oară în analitic, mă uit fiecare platformă separat, ca să verific prima oară costul pe CPA și tranzacțiile pe care, de exemplu, CPA nu pot aici, pentru restul de canale. Există acum o soluție de combinare a metricilor din Analytics și, practic, ai putea să faci... În zona de AdWords. Nu, cred că e și în zona de Analytics. Nu, în Analytics pentru AdWords. Da. Okay. Mă refer la alte canale pe care le folosesc, nu pot să văd CPA-ul în Analytics. Asta ziceam. Și mă uit foarte mult pe zona asta, unde sunt afișate toate canalele și verific traficul, numărul de tranzacții care au venit de la fiecare, bineînțeles cam cum se întâmplă, care sunt costurile și ajustez. În principiu, nu știu... Deci ce îmi spui este că nu te uiți la cost din revenue, de exemplu, sau cât la sută din campania respectivă a adus o valoare care să fie pozitivă, în sensul că revenue adus pe campania respectivă sau pe bucata aceea de campanie e conform așteptărilor sau e în parametrii normali să poți să plusezi pe acel tip de campanie, nu? Da, bine, mă uit pe fiecare canal și pe fiecare campanie, dar la nivel de campanie verific în platforme la fiecare. La nivel de canal verific în Analytics. Și folosești transferul de date din Analytics în AdWords, înțeleg, sau din cum, în AdWords cel puțin? Adică invers? La Facebook, de exemplu, nu mă bazez neapărat pe Analytics. Pentru că nu faceți import data cost din Facebook în Analytics? Da, exact, pentru că nu facem import data cost. Dar ar fi utilă o soluție de genul ăsta, nu? Da, ar fi utilă, dar nu știu sigur dacă măsurarea ar fi la fel. În sensul că în Analytics este last click, în Facebook este first click. Așa este. Plus, sunt și costuri adiționale pe campanii care nu duc către site, care sunt transferate prin import data cost, dar poți să le filtrezi într-o oarecare măsură. Da. Dacă vrei să spun ce fac la finalul campaniei, mă uit la fiecare și verific în zona de comerț electronic toate conversiile dublate în toate părțile. Și cât la sută din ele apar... Ai ajuns exact la momentul, la punctul excelent, pentru că asta era ultima întrebare, legată de modelul de atribuire. Cum gândiți voi modelul de atribuire, bazându-vă pe faptul că, da, se dublează conversiile, nu? Da, și dacă le numeri din fiecare platformă, sunt mai multe decât ai în Analytics. Și unde sunt conversiile, asta e întrebarea. Și cum tratați voi problema asta? În principiu, suntem conștienți că atunci când folosești și platforme de retargeting sau campanii de retargeting, se întâmplă dublarea asta. Și, în fine, calculăm cât la sută sunt dublate. Adică, cumva, care este diferența dintre ce avem în Analytics, care sunt și reale, ca și număr, mă refer, și apoi verificăm. Bine, și în zona de comerț electronic, la unde sunt afișate tranzacțiile, există un butonaj unde poți să selectezi sursa și poți să verifici și acolo cum a atribuit Analytics și poți să faci o analiză chiar la nivel de comandă, adică să verifici care sunt comenzile, cum a atribuit Analytics pe fiecare număr de comandă și cum au atribuit celelalte canale. Și apoi să vezi exact unde se dublează. În principiu este vorba de campanie de retargeting, acolo se dublează. Și o altă zonă pe care o verific este cât la sută din campania de Brand Protect sunt, adică
se dublează, ar fi campanii pe care le-aș avea oricum și cât la sută ar fi campanii pe care nu le-aș avea. Un ultim rezultat așa al analizei pe acest subiect, care a fost? A fost în favoarea Brand Protectului sau luați decizii bazându-vă pe acest tip de analiză? Da, undeva la doar 15% din comenzi sunt cumva suprapuse, da. Adică cumva excelent. Restul de 15% Putem tweetări treaba asta? 15%? Doar 15%? Da, nu, din identitatele mele nu am scos ca să vă arăt cu cifre, dar pot să scot o captură și să vă arăt că 15% sunt campanii dublate, restul sunt campanii care au venit datorită campaniei de Brand Protect. Excelent. Avem aici o întrebare de la Dragoș Simeon pe care o să las să spun întrebarea, că după aia să-i pui și tu lui o întrebare, da? La tot așa, la final. Bună, Adelina, și o întrebare legată mai mult de offline în principiu. Am văzut campania Fashion Up cu ziua pe tocuri. Da, care pe toc. Pe toc. Da. Ok, care se face mai mult în offline. Vreau să te întreb dacă și cum interpretați în Analytics rezultatele unei campanii de bază, în principiu, unei campanii de PR din offline. Cum interpretați în Analytics? Campania PETOC, Ziua Națională a Femeilor PETOC, nu a fost o campanie offline. A avut doar o activare într-o singură zi la Victoriei, deci acolo nu este foarte relevant. Adică nu am măsurat ce s-a întâmplat în offline, că cel mai multe lucruri s-au întâmplat în online, adică cam toate. Doar singura activare acolo s-a întâmplat. În schimb, ca să-ți răspund la întrebare, adică țin la întrebarea ta, este cum măsurăm o campanie TV în Analytics. Bineînțeles că cel mai simplu ar fi să creăm un landing page special sau cu cuvinte pe care să trimiți fix din spot pe un domeniu special sau să faci pe un anumit produs și să vezi dacă se întâmplă un boost. În cazul nostru, noi am avut o campanie TV, dar fără landing page special și fără fix pe un produs. Cum am măsurat performanța campaniei? Am verificat, în primul rând, care este diferența dintre o perioadă anterioară și perioada campaniei în zona de direct, în zona de... Am luat puțin în calcul și zona de brand protect, pentru că era prima poziție. Zona de Google, organic, dar un alt indicator foarte important a fost volumul de căutări fix pe expresia Fashion Up sau alte variații. Mulțumesc! Mai am jumătate de întrebare. Când vorbești despre Brand Protect, vorbești strict de campanie care vizează brandul site-ului pe forma Fashion Up, Fashion Spațio Up, Fashion Up.ro, Fashion Up.com sau orice altă derivat de acolo? Sau Na, speranța mea este să ne oferi mai multe informații și atunci încerc să le trag și cu cleștele aceea. Da, despre asta este vorba. Sau, stai că e cu sau. Sau, okay. Deci doar aia, deci când vorbești de Brand Protect, vorbești strict de zona aia sau vorbești și de zona, să nu spun, pompe submersibile, Fashion Up sau ce vindeți voi acolo? Lumea. Haine, cămăși Fashion Up sau cămăși sau... Nu ce? Nu, adică vizează strict campanii pe cuvântul brandului, adică Fashion Up și alte variații fără legare de categorie. De categorie, am înțeles. Și atunci suprapunerea a fost de 15% pe situația asta pe care ai descris-o. Pe situația asta, da. Excelent. Aș putea să și împărtășești acest studiu sau această mică cercetare cu cei de pe grupul Lumea SEO-PPC, care au fost multe dezbateri. Mulțumim mult! Dragoș, deja ți-ai încălzit vocea. Dragoș meu, câteva cuvinte, performance manager la Cubis Interactive, peste 5 ani experiență în marketing online, pay-per-click marketing, de asemenea, investit peste 1 milion de euro în campanii de PPC, aproximativ 150 de clienți din peste 100 de domenii de activitate diferite, de la online, magazin online de cărți, fashion, agricultură, până la business-to-business, platforme online din industria berry, beauty și FMCG. Îl puteți citi pe smeu.ro și pe Cubis Interactive. Mulțumesc pentru că ai acceptat invitația. Eu mulțumesc pentru invitație.
Văd că ați schimbat pointerul. Vă merge bine, nu? Schimbat pointer. Aveți alt pointer, mai nou. Cu mai multe butoane, nu știu exact ce face fiecare buton. Ok, doar stânga-dreapta o să folosesc. Bun, mă bucur foarte mult că Adrian a avut o prezentare foarte, foarte utilitară, care a răspuns foarte mult la întrebarea unde. Eu o să răspund la alte patru întrebări, mai puțin întrebarea unde. Am avut noroc că nu am răspuns și la întrebarea unde, pentru că altfel ne suprapuneam cu prezentările. De asemenea, aș vrea să spun la început că este o prezentare un pic mai filozofică, însă vă puteți lua foarte multe insight-uri, mai ales legate de brand. Câți dintre voi aveți în momentul de față un business? Ok. Și câți dintre voi aveți un brand? Ok, mai puțin. Dar cei care aveți business-ul respectiv nu sunt un brand sau sunt... Ok. Suntem modești. Sunteți modești. Ok. Felicitări. Prezentarea aceasta este în principal pentru brand-uri, pentru despre cum poți să analizezi datele și cum poți să crești un brand cu Web Analytics. Când vorbim de brand, vorbim de univers și universul este foarte mare, este imens și tu ești un mic punct în acest univers aproape infinit. Și de multe ori, când vorbim de branding și vorbim despre brandul business-ului tău, răspunsul este că nu existi. Ești atât de mic încât nu existi, pentru că este un univers foarte, foarte mare. Dacă ar fi să ne dăm un pic mai în spate, să încercăm să fim un pic optimiști, să nu fim pesimiști încă din primele două slide-uri, să ne dăm un pic pe harta lumii. Da? Asta este casa noastră, în principiu. Pentru moment, nu știu pentru câte sute de ani o să mai fie. Dacă vorbim în continuare de brand, vorbim de un brand românesc care se află undeva acolo, în această harta lumii, în Europa de Est, într-o țară post-comunistă, cu capitala în Budapesta de multe ori și nu în București. Da? Ești insignifiant. Asta o să auzi când se vorbește despre un brand românesc. Nu existi sau ești insignifiant. De asemenea, când vorbim de branduri, sunt foarte multe branduri consolidate, branduri foarte, foarte mari. Iar tu bineînțeles că nu ești printre ele. Nu ești pe acest slide, nu ești probabil nici pe următorul și nici pe următorul și nici pe următorul slide. Ești mic. Ești foarte, foarte mic. Ești din România, ești un brand și ești foarte mic. Îl cunoașteți pe domnul din imagine? Da? Nu? 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 Cine îl cunoaște? Ok. Cine este? Poți să-mi spui cine este? Emil Cioran. Emil Cioran, da. Și el vorbea despre o cultură mică, vorbea despre România, că este o cultură mică și este un eseu după care a fost criticat foarte mult. S-a spus că a fost foarte pesimist în acel eseu, total nerealist, pentru că noi, România, suntem miezul miezului și putem fi o cultură foarte mare. Da, putem fi o cultură majoră, însă nu suntem, suntem o cultură mică, însă această prezentare este despre un dram de optimism în eseul lui Cioran, și anume un citat care mi-a plăcut foarte, foarte mult și mi-a dat speranță, sincer, pentru România. Culturile mici ce au destin germinal au întipărit în mintea lor un salt istoric. Această prezentare nu o să fie despre Cioran, dar o să fie despre un salt istoric, despre un salt paradigmatic pe care îl poți face cu ajutorul Web Analytics. De ce ai nevoie pentru a face acest salt istoric? Este de acesta, de un destin germinal. Trebuie să ai esență. Acesta este primul obiectiv pe care trebuie să-l îndeplinești. Ca și brand, trebuie să ai esență, trebuie să ai un fond sănătos. În continuare, asta este doar introducerea. Să știți pentru cine nu este. Nu este o prezentare pentru astfel de branduri. Acestea nu sunt branduri, ele nu există. Pantofionline.ro, tricouri personalizate.ro, birou traduceri.ro, parfum ține 3 zile.ro. Nu știu dacă îl știți aici la Unirii, lângă Luca, care... Luca este un brand, dar parfum care ține 3 zile nu este neapărat un brand.
De asemenea, nici nu vreau să știu cei care folosesc un parfum care ține 3 zile. Nu știu dacă fac și duș în aceste 3 zile, dar este deja o altă discuție și nu vreau să mergem în discuția aceea. Bun. Pentru cine este această prezentare? Este pentru branduri sănătoase. Branduri sănătoase, am numit doar 4 exemple, sunt mult mai multe, sunt câteva branduri mici sănătoase chiar și aici în această seară și ne-am recunoscut pe câteva dintre ele. Raya Costa este un brand românesc care a mers spre extern. Majung de Topoloven, un produs foarte bun care merge la export. Bicicletele Pega sunt brand renăscut și am pus acolo EMAG, poate fi la fel de bine F64, poate fi la fel de bine, nu știu, Elefant.ro sau alte magazine online românești care poate își doresc să se extindă și pe piața externă. Deci este o prezentare, în principiu, despre branduri sănătoase. Dragos meu este numele meu, performance manager la Cubis. Și acum să începem prezentarea. Cum v-am spus, Adrian a răspuns la o întrebare, eu o să răspund la alte 4 întrebări. El a răspuns la unde vezi anumite informații în Google Analytics, eu o să răspund la cine, cum, ce și mai ales de ce. Totul legat de Google Analytics. Hai să vedem prima întrebare. Cine? Există și aici două paradigme. Cine ești, cine crezi că ești și cine sunt ei, oamenii care îți vizitează site-ul. De regulă există foarte multe diferențe între cine ești și cine te vizitează, cine sunt vizitatorii tăi. Am mers pe exemplu Raya Costa, e un brand pe care mi-am dorit să lucrez, să-i manageriez campaniile. Nu s-a întâmplat până acum, dar să sperăm că în această viață o să am oportunitatea să lucrez pe contul Raya Costa. E cineva de la Raya Costa aici? Ok? O cunoști bine? Ok, bun. Deci trebuie să behave oarecum. Da. Nu o să fac chestia asta. Bun. Cine ești? Gândește care este misiunea ta, încă de la început. Care este diferențiatorul tău? Nu-mi spune că nu am un diferențiator, că diferențiatorul meu este prețul. Trebuie să diferențiezi prin ceva, prin mai mult decât serviciile pe care le oferi. Sau poate te poți diferenția prin customer care-ul pe care îl ofer, dar trebuie să te gândești care este diferențiatorul tău. De asemenea, obiective. Care sunt obiectivele pe care ți le-ai pus? Ce îți dorești să se întâmple cu publicul care ajunge la tine pe site și ce îți dorești să se întâmple peste 6 luni, peste un an, peste 2 ani? Foarte important să-ți pui și obiective pe termen mediu și lung. Și foarte important, publicul țintă. Care este publicul țintă? Bineînțeles că ne dorim cu toții ca publicul țintă să fie 25-34, studii superioare, urban, câștigă bine, se îmbracă foarte bine, nu se dă cu un parfum care ține 3 zile și așa mai departe. Dar când intri în analitic și te uiți la date demografice, o să vezi că poate publicul tău este un pic mai în vârstă, nu este neapărat atât de bogat, poate intră de pe Internet Explorer și îți vizitează site-ul. Acestea sunt informații pe care le găsiți în tabul de audience și vă recomand să intrați în acel tab și să vă uitați, să vedeți prejudecata voastră, care este publicul țintă către care doreați să vă adresați și care este publicul țintă care vă vizitează site-ul. Foarte important. Ce vârstă au, din ce locație vin, dacă sunt vizitatori noi sau sunt vizitatori care se reîntorc, care este procentul dintre aceste două tipuri de vizitatori, de pe ce device vin, foarte important, vin de pe tabletă, mobil, desktop, vin de pe iPhone, vin de pe Android, vin de pe Windows Phone, să zicem. Ce sistem de operare folosesc, de pe ce browser vin, dacă vine pe Internet Explorer, cum se vede site-ul tău în Internet Explorer. Nu trebuie să râzi că vine de pe Internet Explorer, ci trebuie să vezi dacă site-ul tău răspunde tuturor întrebărilor unui utilizator care vine de pe Internet Explorer. Bun. Deci, aici, în tabul de audience, primiți răspunsul la întrebarea cine sunt. Cine sunt oamenii care vă vizitează site-ul? Cine este cu adevărat publicul vostru țintă? Pe care l-ați adus până atunci. Bineînțeles, lucrurile se pot schimba, se pot ajusta. Bun. Așadar, compară cele două lumi paralele
și încearcă să te întâlnești undeva la mijloc. Nu într-o galaxie foarte, foarte îndepărtată, ci mai degrabă undeva pe aici, în această minunată galaxie, Calea Lactee. Ajustează-ți planul conform datelor pe care le vezi în tabul de audience din Google Analytics. Hai să trecem la următoarea întrebare. Cum? Cum ajung utilizatorii pe site-ul tău? Bineînțeles, aceleași două paradigme. Cum crezi tu că ajung utilizatorii pe site-ul tău și cum se întâmplă de fapt? Cum crezi? Bineînțeles, ajung de pe Facebook, să zicem, pentru că sunt un brand foarte iubit. Am 118.752 de like-uri, poate chiar de fani ai paginii. Nebunie, sunt sigur că mă idolatrizează, mă doresc, mă cunosc, mă iubesc și ajung pe site în principiu social, pentru că eu sunt un brand social, am sute de mii de like-uri și oamenii așa ajung la mine pe site. Oare așa ajung pe site? În Analytics, în tabul de acquisition, vezi exact de unde vin utilizatorii tăi. Iar în momentul în care 60% din traficul venit pe site-ul tău este plătit, Google CPC, Facebook Ads, înseamnă că nu ești poate atât de iubit sau poate nu ești atât de cunoscut pe cât credeai până atunci. Când ai doar 5% trafic din social, din Facebook organic, ar trebui să spui anumite întrebări. Poate din cauza organic reach-ului de pe Facebook, din cei 118.000 de fani, văd doar undeva la 3-5% văd posturile mele, ceea ce înseamnă la 118.000 puțin. Prin urmare, ar trebui să construiesc poate mai multe campanii de branding, mai multe campanii de top of mind awareness. Câți dintre voi știți de acea dumă de pe Facebook de Black Friday cu EMAG și cu păsările? Era un utilizator care a dus un comentariu pe pagina EMAG: hai EMAG, începe mai repede Black Friday că trebuie să dau de mâncare la păsări. La găini. Ok. Deci ați auzit câțiva dintre voi de această dumă. Dacă e adevărată sau nu, contează mai puțin. Poate face parte din o acțiune de PR a EMAG. Este o cărămidă pusă la construirea brandului, construirea notorietății EMAG. În momentul în care un alt utilizator vede că, băi, și unul de la țară care trebuie să dea mâncare la păsări știe să intre pe EMAG, păi și eu știu să intru pe EMAG, și o să intru pe EMAG, și o să cumpăr de pe EMAG. Da? Încercați să construiți campanii de notorietate, campanii de creștere a awareness-ului și a notorietății brandului vostru, de creșterea încrederii brandului vostru. În momentul în care aveți un buget de media, Facebook, Google, nu contează, ar trebui din start să aveți o parte din buget alocată către creșterea notorietății brandului vostru. La început mai mult, după aceea poate mai puțin. Un 70-30, 80-20 mi se pare un procent ok. 80% performance, 20%, 20% notorietate. Încercați să fiți memorabili, să creșteți în încrederea utilizatorului și nu doar prin campanii de remarketing. Foarte mulți cred că dacă fac campanii de remarketing generale, cresc notorietatea brandului meu, utilizatorii se obișnuiesc cu brandul meu, eu sunt un brand care vând X lucru, vând rochii, să spunem, în cazul Rea Costa. Nu este suficient. Ar trebui să găsiți și să mergeți și proactiv către utilizatori noi, să găsiți alți utilizatori din publicul vostru țintă, nu doar să faceți campanii de remarketing și să urmăriți oameni. Este o strategie pe care trebuie să o aplicați, dar nu este singulară. Gândiți-vă la rochii de Revelion. Este un cuvânt cheie care în acest moment probabil că este foarte scump. Foarte scump. Pentru că toată lumea vrea să liciteze pe rochii de Revelion, pentru că majoritatea fetelor își doresc o rochie nouă de Revelion cu care să intre în noul an. În momentul în care un utilizator vrea să-și cumpere o rochie de Revelion, are două posibilități principale. Prima, caută pe Google rochii de Revelion, sau a doua, intră pe anumite site-uri unde știe că va găsi rochii. Pe termen mediu și lung, o campanie de creșterea notorietății te ajută să nu mai plătești acel click pe rochii de Revelion, ci să fii top of mind awareness pentru acel utilizator și să intre direct pe site-ul tău
să găsească rochiile de Reveillon pe care și le dorește. Gândiți-vă ca pe o investiție, este o investiție, o campanie de creștere a notorietății, nu o cheltuială. Dacă aveți întrebări, te rog. Cât la sută pentru content, cât la sută pentru promovare. Poți să-mi definești un pic content? În ce sens? Hai să-mi dau și microfonul, ca să nu mai fi nevoie să... Content, adică felul în care arată site-ul, ce postezi pe site, un video care poate deveni viral sau... 100% pentru ambele soluții, în principal. N-aș vrea să... Mi se pare foarte important și conținutul și dezvoltarea de conținut. O să vorbească mai mult despre acest lucru Mihai, care te ajută foarte mult pe zona de organic, dar și promovarea, mai ales în medii proactive, în care tu faci primul pas și întâlnești acel utilizator, nu doar identifici nevoia și targetezi nevoia utilizatorului. Mi se pare foarte important mixul, trebuie să le folosești pe amândouă. Poate să ai un buget ongoing pentru content și cu anumite picuri în care scrie anumite articole cu un grad mai mare de viralitate. Depinde, răspunsul este depinde de la caz la caz, de la business la business, de la ce obiective ai, pe ce termen și așa mai departe. Depinde foarte mult. Dar o să te rog să-i pui aceeași întrebare și lui Mihai când o să prezinte. Da, uite, văd că vrea deja. Da. Ok. Bun, am vorbit despre cine, am răspuns întrebarea cine, am răspuns întrebarea cum, mai avem două întrebări. Ce și de ce? Ce? Ce vrei să se întâmple cu utilizatorul pe site-ul tău și ce fac ei de fapt? Bineînțeles că tu ce-ți dorești, îți dorești poate să compare, poate să folosească aceste unelte foarte, foarte frumoase pe care le ai aici, să vadă size help-ul, să adauge la love list, nici măcar la wish list, este love list, poate să-ți dea un mesaj și, bineînțeles, să adauge în coș, să finalizeze comanda. Iar mai apoi, bineînțeles, să reîntoarcă pe site. Asta își doresc, asta vă doriți, este foarte, foarte bine. Ce se întâmplă, de fapt, cu un utilizator? Păi avem un bounce rate, avem un timp pe site, avem număr de pagini pe sesiune, microconversii, conversii și ultimul indicator, o să vorbesc un pic mai târziu despre el. Bounce rate-ul. A vorbit Adrina, ați vorbit destul de mult legat de bounce rate. Răspunsul este depinde și depinde foarte mult de la caz la caz, depinde foarte mult de la business la business, depinde foarte mult de la landing page la landing page. În momentul în care ai o campanie în care trimiți traficul în principal către detalii de produs, către pagina de produs, e normal să ai un bounce rate mai mare decât atunci când trimiți pe categorie sau trimiți pe homepage. Bounce rate-ul nu este neapărat un indicator pe care eu să mă bazez foarte mult. Sincer, bounce rate-ul, ok, îmi spune că 38% din utilizatori au făcut bounce, dar nu înseamnă că 38% din utilizatori sunt complet irelevanți. Nu i-aș exclude pe toți. Poate au ajuns pe pagina respectivă și au luat informațiile care aveau nevoie și au plecat. Poate o să le întoarcă. Aș fi curios să văd din cei care au făcut bounce, fac un custom report, din cei 38,83% din utilizatorii care au făcut bounce, câți dintre ei s-au reîntors pe site. Ar fi interesant să văd un astfel de raport. Foarte important, acesta nu este Google Analytics-ul Rea Costa. I wish that. Okay. Bun. Dar un alt lucru mult mai important despre care a vorbit și Adelina și despre care vreau să vorbesc și eu, este legat de microconversii și conversii. Funnel-ul de achiziție. În momentul în care ai 58-57% rată de abandon pe coș, ar trebui să uiți de toți ceilalți indicatori. Ar trebui să uiți de toate celelalte cifre pe care le ai în Google Analytics, să te axezi în principal pe această problemă. De ce am rată de abandon atât de mare? Au adăugat 560 de utilizatori produse în coș, dar nu au finalizat comanda. De ce? O să aflăm răspunsul în continuare. Acesta este indicatorul cel mai important pentru un e-commerce, care trebuie analizat și trebuie optimizat. Foarte important, renunțați la prejudecăți. Nu plecați de la ideea că aveți multe câmpuri.
Poate nu este problema la câmpuri, poate este în altă parte problema. Dar nu veți ști niciodată unde este problema dacă nu îi întrebați pe ei, pe cei 323 care au făcut exit. De ce au plecat? Există soluții pentru a afla răspunsul la această întrebare. Și o să discutăm despre ea în continuare. Înainte de asta vreau să mai vorbim despre ultimul indicator. Lifetime Customer Value. Foarte, foarte important. Este importantă conversia, este importantă microconversia. Ok, stăm mai departe. Foarte importantă microconversia, dar este mult mai importantă acest indicator, Lifetime Customer Value. Care este valoarea medie de achiziție a unui client pe o perioadă mai mare de timp? Cât cumpără? De câte ori cumpără? În ce, la ce perioadă cumpără? Pentru un business sustenabil, pentru un brand sustenabil, acesta este indicatorul de bază pe care trebuie să-l analizați, nu știu, semestrial. Bun. Așadar, identifică riscurile, foarte important, pe date statistice, ca mai apoi să mergi mai departe, să faci research și să afli răspunsul la întrebarea de ce. De ce comandă doar 1%? De ce am o rată de conversie doar de 1% sau de 5% și nu de 100%? Care sunt motivele? Utilizatorul să spună poate de ce e așa de complicat. Poate asta este întrebarea pe care el și-o pune. Bun. Tu ai un flow foarte, foarte bun, ție se pare foarte ok, ai reușit să faci comanda în 23 de secunde de pe site-ul tău. Felicitări! Nu ești deloc în publicul țintă. Cunoști prea bine site-ul. Poți să spui că este cât se poate de clar, că ai doar 3 pași, că este la fel ca pe Amazon sau ca pe Emax sau ca pe F64 și așa mai departe. Nu contează. Dacă ai 60% rată de abandon pe coș, nu contează că ai un funnel de achiziție la fel ca pe Amazon. Este o problemă. Ca să primești răspunsul la întrebarea de ce, ar trebui să ai și tool-uri de monitorizare a traficului calitativ. Google Analytics oferă răspunsuri doar cantitative, date statistice, dar nu îți răspunde la întrebarea de ce. De ce a părăsit site-ul? De ce nu a adăugat în coș? De ce a făcut bounce rate? Aici veți un heatmap de pe Crazy Egg în care analizezi o pagină de destinație, un landing page. Zonele highlightate sunt zonele unde s-au dat cele mai multe click-uri. Nu contează neapărat acest exemplu. Foarte important este să folosiți aceste tool-uri, Crazy Egg, Hotjar, pentru monitorizarea traficului în timp real, Heatmap tool, vedeți unde au dat click, vedeți care este zona cea mai vizibilă din site, vedeți la ce se uită, pe ce dau click, unde stau cu mouse-ul mai mult, iar pe Hotjar, un lucru foarte, foarte tare, poți vedea sesiuni, filmări ale sesiunilor. Pentru cei care iubesc foarte mult datele, puteți să vă luați într-o seară popcorn și o bere și să vă uitați la ce au făcut utilizatorii pe site-ul vostru. Vedeți tot journey-ul utilizatorului, toate paginile pe care a intrat, cât a stat cu mouse-ul, nu știu ce zonă, după aceea unde s-a dus, ce a văzut. Este foarte, foarte interesant și primești răspunsul la întrebarea de ce. La fel, poți să te întrerup atunci sau poți să nu te întrerup până la final? Poți să mă întrerupi în curând. Ideea și după aceea. Bun. Era despre asta, adică... Ok, Hotjar vorbește despre... răspunde la întrebarea de ce, dar mai mult v-aș recomanda să folosiți Marketizator, care este un brand românesc pe care ar fi trebuit să-l trec și pe el acolo în primul slide. Este un tool care vă oferă posibilitatea să întrebați utilizatorii prin întrebări foarte scurte de ce vrei să părăsești site-ul, de ce nu ți-a plăcut acel produs sau de ce ți-a plăcut acel produs. Întrebări simple, iar având în vedere că nu foarte mulți folosesc acest lucru și este o noutate, încă, din păcate, este în continuare o noutate, vă oferă o șansă foarte mare să primiți răspunsuri de la utilizatori. Sunt destul de deschiși și aveți o rată de răspuns destul de bună. Profitați de acest lucru și întrebați utilizatorii. Care a fost problema? De ce te-ai pierdut? De ce vrei să închizi site-ul? Puneți aceste întrebări și după aceea, după ce primiți răspunsuri,
bineînțeles, răspunsuri, mai multe răspunsuri, adunați masă critică, abia după aceea luați decizii de îmbunătățire a landing page-urilor și a funnel-ului de achiziție. O să vorbesc și despre următoarele două, după ce Ionuț îmi adresează o întrebare. Prima întrebare era când vrei să-ți adresezi întrebările. Dacă vrei acum la sesiunea de Q&A sau rămân pentru pauză. Deja ai pus o întrebare. Asta zic. Ok. Trecem peste introducere. De ce? Păi nu, că vreau să răspunzi. Acum. Acum. Crazy Egg, una dintre primele lucruri care îmi vin în minte, ca problemă pe care de-a lungul timpului de care am auzit, e că Crazy Egg ar solicita site-ul și hosting-ul și procesorul hostingului. Și atunci e un pic greoi pentru să implementăm lucrul ăsta. Adică ar fi greu să-l implementăm pe toată audiența. Ajută-mă un pic să înțeleg cum răspunzi la provocarea asta. Odată, dacă e problema de încărcare, de încărcarea paginii, se sigur că mai sunt și multe alte coduri de JavaScript pe care le ai, pe care ai putea și pe acelea să le optimizezi. Odată, dacă vorbim de date, poți să-ți iei doar un sample de 2000 de sesiuni, să spunem, pe acel landing page. Codul nu-l pui pe toate paginile ca pe Google, ca și Google Analytics, să-l pui doar pe anumite landing page-uri în care trimiți trafic. Fie landing page-uri pe care trimiți trafic, fie landing page-uri strategice, cum ar fi pagina de contact, funnel de achiziție și așa mai departe. Iar acolo poți să-ți iei anumite date, să zici doar de, să zicem, un sample de 2000 de sesiuni, după care îți analizezi datele, dezactivezi acel cod, după care peste o lună poți să mai faci încă o dată acest test. Și deci în momentul în care un utilizator accesează site-ul din perspectiva celui care îl vizitează, nu simte nicio diferență la nivel de experiență pe site atunci când ai Crazy Egg și când nu ai, nu? Vizibil nu. Nu simți nu e un load time mult mai mare. Da. Ok, dar există o diferență de timp de încărcare? Da, pentru că este un alt JavaScript, care sunt alte microsecunde, care probabil contează pentru un alt film, să zicem. Mersi. Ok. Bun. Și încă două lucruri foarte importante. După ce se rezolvă problema cu videoproiectorul, rămas fără videoproiector, sperăm că nu. Cum facem? Dăm restart, nu? Că asta e soluția de rezolvă. Ok. Bun. Mai avem o întrebare. Acum până ne reglăm cu videoproiectorul. Te rog, Virgil. Salut, Dragoș, nu vreau să te întrerup, dar ai insistat Ionuț. Problema deci am fost întrerupt, așa că e ok. Deci problema asta eu aș rezolva-o, dar nu știu sigur acum Crazy Egg sau Hotjar merg implementate cu Tag Manager. Poți să le introduci și prin Tag Manager. Deci atunci rezolvă problema cu codul de JavaScript și cu încărcarea în pagină. Că ai un singur cod în site și ăla ține absolut tot. Iată. Mulțumesc. Mult mai simplu. Bun. Păi stai, mă, că nu e așa. Pero că asta nu înseamnă că dacă ai un singur cod de JavaScript care face request la alte coduri de JavaScript, este doar un singur cod de JavaScript. Adică el face request prin Tag Manager la celălalt. Dacă te uiți prin Inspector, să vezi că toate celelalte, dacă te uiți cu domnul, să fire toate. Adică și toate. Deci care este timpul de încărcare? Nu cred că e diferența atât de mare. Sigur, dar doar criticam... Ideea este că ai două opțiuni. Prima opțiune este de nu afla răspunsul la întrebarea de ce și a rămâne în prejudecata pe care tu ți-ai dezvoltat-o până atunci. Eu cred că utilizatorii nu comandă pentru că am acel câmp. Scot acel câmp. Și am aceeași rată de conversie. Oh, stai. N-am avut dreptate. Hai să scot alt câmp. Și alt câmp. Și așa mai departe. E mai costisitor lucrul ăsta decât să... Ineficient, aș spune mai degrabă decât costisitor. Toate lucrurile costă, într-adevăr. Costă bani faptul că pierzi, că ai 60%, ai 60% drop-off pe coș. Dar cred că ar trebui să implementez o astfel de soluție calitativă de a afla răspunsul la întrebarea de ce. Și pentru că mai am 5 minute, o să iau întrebări după aceea la final. Da? Este ok? Bun. După ce ați aflat răspunsul la întrebarea de ce, testați, faceți A/B testing, însă recomandarea mea ar fi să nu testați haotic foarte multe lucruri, elemente foarte mici, mici lucruri care contează foarte mult. Cum făcuse, de exemplu, F64 cu butonul de, cum era, adaugă în coș, comandă versus adaugă în coș. Au făcut această schimbare și au avut o rată de conversie
nu știu exact, vreo 25%, 20-25% mai mari. Bun, și foarte important lucru la care țin foarte mult, mai ales pentru clienți, pentru cei care au comandat, cereți-le o părere, un NPS, un Net Promoter Score, în care puteți afla gradul de recomandabilitate al business-ului vostru. Așa veți afla dacă aveți probleme pe parte de post-vânzare, veți vedea cât de mulțumiți sunt de serviciile pe care voi le-ați prestat, de produsele pe care voi le-ați livrat și toată experiența care contează foarte mult și practic veți vedea sănătatea, veți analiza foarte ușor sănătatea business-ului vostru. Bun. Așadar, analizează calitativ datele și modifică strategia. Acestea sunt cele patru întrebări. Cine, cum, ce și de ce? Cine încearcă să găsești un punct de întâlnire cu publicul tău țintă? Cum? Crește notorietate, dacă vrei un business sănătos, crește prin strategii de notorietate. Ce research, foarte mult research serios la nivel de date și, bineînțeles, calitativ prin răspunsul la întrebarea de ce. 5 sfaturi și cu asta promit că închei. Primul lucru, renunță la prejudecăți și încearcă să ai cât mai multe păreri. Exclude părerile. Părerea este, prin definiție, subiectivă. Renunță la subiectivitate. Încearcă să fii cât mai obiectiv, analizează datele, cantitativ și calitativ. Construiește-ți o strategie pe termen mediu și lung. Nu trebuie să ai un buget luna asta. Luna asta avem un buget de X euro. Ar trebui să ai un buget pe 6 luni, un buget pe un an, pe care, bineînțeles, după aceea să-l ajustezi. La fel și strategiile cu care pleci la drum la începutul anului, pentru că e o discuție bună acum, suntem în decembrie și ar trebui să te gândești ce o să faci la anul, stabilește-ți obiective și o strategie pe care să o urmărești. Bineînțeles, din Q&Q poți să analizezi, să ajustezi această strategie. Folosește tool-urile de monitorizare calitativă, la care eu cred foarte mult, chiar dacă ai avea un page load de câteva microsecunde în plus, și cel mai important indicator, Lifetime Customer Value. Acestea sunt cele 5 lucruri cu care aș vrea să rămâneți după prezentarea mea, după cele 4 întrebări pe care trebuie să vi le puneți. Și eu, de undeva de acolo, vă mulțumesc foarte mult pentru timpul acordat. Întrebări și critici. Nu uitați că împreună cu întrebările vin și sticlele de vin de la Vinescu. Tocmai de-aia am pus și eu întrebare. I-am pus întrebarea Adelinei pentru sticla de la Vinescu. Lumesc. Te rog. Am văzut acele... Stai să-ți dau și microfon. Așa. New sessions. Da. Cât de important este acest indicator și ce îți spune el? Am pus acolo un exemplu, era undeva la 40 și ceva la super sessions. Da, era un exemplu random, pur și simplu am pus să pun un background cu Google Analytics în principiu. Este foarte important să aduci și trafic nou, mereu, pe site. Nu trebuie să reciclezi același site. Gândește și la ciclul de comandă, cam din cât în cât timp comandă un utilizator produsul de care tu ai nevoie și o să-ți dai seama că nu-ți permiți, dacă cumpăr o dată la 3 luni, nu-ți permiți în alea 3 luni să reciclezi aceiași utilizatori. Bineînțeles, prin strategii închise de retargeting, custom audience și așa mai departe, vei obține niște rezultate foarte bune și o rată de conversie foarte bună. Dar, mai devreme sau mai târziu, te vei duce în jos. Și mai în jos. Și mai în jos. Pentru că utilizatorii care cumpără de la tine sunt destul de puțini fideli, da? Care cumpără în fiecare 3 luni tot timpul de la tine. Unii cumpără acum, unii o să cumpără peste 6 luni, peste 9 luni, peste un an și jumătate. Iar rata de conversie va fi foarte mare la început, când vei avea strategii închise și foarte puțin vizitatori noi și va scădea constant până va ajunge aproape de zero dacă nu folosești și strategii de aduce public nou. Minim 30% new users, dacă nu chiar mai mult. Eu aș merge mai degrabă plus 50%, undeva la 60% tot timpul utilizatori noi, lună de lună, pentru că astfel poți să crești business-ul sustenabil. Te rog. Deci cu cât mai mare, cu atât mai bine.
Nici foarte mare, depinde. Depinde și când este, depinde cât de nou este business-ul. Dacă este un brand foarte tânăr, probabil că vei avea mai mulți utilizatori noi. Dacă este un brand consolidat, atunci procentul de new users o să scadă. Ok, sper că ți-am răspuns la întrebare. Bun, Alexandra, ai întrebare pentru tine? Nu. Nu. O să-i prezent, mai vrei ca mâna. Mai vrea cineva o sticlă de vin? Vrea să bea cineva o sticlă de vin astă seara? Dar să nu transformăm o motivație intrinsecă, afectivă, pe una extrinsecă, cognitivă. Okay. Aveți vreo întrebare pentru mine? Pentru că v-a plăcut prezentarea. Da, te rog, uite. În cazul unui blog, ce indicator urmărești? De exemplu, eu sunt Alina Ceaușan, am nebunit de câte ori în Brustov și trimit către Rea Costa. Ce să urmăresc să îmbunătățesc blogul? Sau ce indicatori? Nu știu cum arată blogul Alina Ceaușan, că blogul mă refer, arhitectura blogului. De curiositate, câtă lume cunoaște blogul Alina Ceaușan? Destul de mult, vezi? Alina Ceaușan este aici? Nu este, nu. Nu destul de mult, în 1, 2, 3, 4, statistic, sunt sub 6%. Da, dar mai este și spirala tăcerei, că au fost câțiva care știau, dar n-au ridicat mâna. Sunt câțiva băieți care știau și zic, nu, mai bine nu ridic mâna, nu. Mai bine zic că nu știu. Okay. Bun, depinde foarte mult cum este structurat acel blog, care este arhitectura lui. Dacă este un blog unde ai tot articolul, de exemplu, pe homepage, nu aș analiza bounce rate-ul. Aș da o parte, probabil că am un bounce rate foarte, foarte mare. Mă interesează poate mai degrabă engagement-ul. Mă interesează comunitatea pe care pot să o strâng, mă interesează return visitors, pentru că eu scriu articole și vreau să am un public cât mai fidel să se întoarcă pe site-ul meu. Și de asemenea aș analiza foarte mult și campaniile de brand pe care le face cu brandurile. Aș analiza timpii petrecuți pe site în momentul în care am campanii și când nu am campanii. Advertoriale versus articole scrise. Nu pot spune că articole scrise din suflet, pentru că am două articole scrise din suflet, în principiu. Articole comerciale și articole non-comerciale. Să analizez datele pe aceste lucruri și dacă văd că am poate un downgrade la nivel de articole comerciale, poate ar trebui să o las un pic mai ușor monetizarea blogului meu și să mai moderez un pic, volumul de campanie. Sau ai putea scrie cum scrie Cabral și atunci ai rezolvat ambele probleme. Ai văzut cum a introdus treaba aia cu azotul? Acum cu... Nu? Am văzut ceva ai dat tu share, dar nu am dat click. Vă mulțumim, Dragoș. Mai avem întrebare. Nu, mai aplaudați. Și după care putem să mergem în pauză. Nu se poate fuma în incintă. S-a dat bine. Nu s-a putea fuma nicine. Bună! Am și o întrebare, că facem cont foarte mult și punem UTM-uri. Unde vedem reveniul pe fiecare UTM în parte? Unde vedem reveniul pe fiecare UTM, pe fiecare UTM în parte? Da. În tabul de acquisition, în raportul global de acquisition, la nivel de campaigns, acolo vei vedea fiecare campanie în parte, în funcție de UTM-urile pe care le-ai pus la sursă și mediu. Iar pentru fiecare sursă și mediu, fiecare campanie în parte, vei putea vedea revenue. O să-ți dea un print screen pe care o să-l share-uiască pe lumea SEO pe page. Te rog. Okay. Nu? Dacă nu-l găsesc, trebuie să meargă după search, nu? Nu. Ai mers deci în acquisition, după aceea mergi mai jos de source media, mergi la nivel de campaigns. Ah. Ai intrat la campaigns și acolo vei vedea campanie. Tu când ți-ai pus UTM-ul, ai trei câmpuri obligatorii. Da, sursă, da. Mediu și campanie. Exact. Vei vedea campaniile și pe fiecare campanie vei putea vedea revenue alocat. Ok? Asta este... Dacă ai implementat e-commerce. Dacă ai implementat e-commerce, evident. Mai era o opțiune pe care nu o exploatează foarte mulți de preferences list, care te ajută să faci promoțiile și să sugerezi alte produse când oamenii achiziționează, related products. O folosești? Preferences list? Da. În Analytics? Da, dar nu știu să... Văd, uite, e un lucru nou pe care l-am aflat acum. Nu știu exact unde se află preferences list. Dacă știe cineva din sală și din toate lumea. Bun, este un lucru pe care o să-l învățăm cu toții după. Mergem acasă și căutăm. Ok, preferences list. L-am notat. Mersi. O sticlă de vin trebuie neapărat. Dar era deja pe listă. Da, perfect. Bun. E perfect. Hai că mai avem o întrebare. Încă o întrebare, Dragoș.
Sunt curios dacă ai apucat să folosești Calculated Metrics până acum. De la 10 ani eu, de-aia ziceam eu când am vorbit cu Adelina. Calculated Metrics. Când adun elementele ca să poți să, că poți să adune, e nouă. Da, m-am jucat, am făcut un test, dar nu am văzut rezultatul, nu m-am uitat. Deci nu, încă nu m-am jucat, pot spune că nu m-am jucat. Poate, na, în pauză mai găsești pe câte cineva care a folosit. Știu că Alex Drăgan a avut o experiență cu zona aia și poate îți răspundea. Bun, alte întrebări? Rămân în continuare la lumea său, deci puteți să spuneți și întrebări. Mulțumim de tot, mulțumim Dragoș pentru prezență. Și acum o să luăm o scurtă pauză de 10 minute, nu mai mult, 10 minute. 5 teoretic, 10 minute și după care o să avem prezentarea lui Mihai. Pentru cei care vor să consume tabac, în fața clădirii e locul de consumat tabac.